Astăzi este o zi importantă pentru cei mici, dar și pentru părinți. Începe evaluarea națională, proba scrisă la limba și literatura română. Noi știți că, practic crescând împreună, ne-am transformat într-o mare familie. Iancuța mea, copilul Andrei sunt implicați direct. Noi, ca niște părinți responsabili din Delta, i-am verificat cu telefonul dacă totul s-a învățat, dacă totul e pregătit. Emoțiile sunt multe. Aura este în București la inspectoratul școlar. Pentru mai multe detalii, să vedem dacă totul este pregătit, dacă sunt lucruri ce ar trebui să ne îngrijoreze bine. Astăzi este limba română, joi este matematica, după care emoțiile se mută de la copii înspre părinți. Urmează modalitatea spectaculoasă de înscriere. Aura, neața! Neața, Răzvan, elevii sunt deja în sălile de clasă, în doar jumătate de oră începe proba scrisă la limba și literatura română. Mai multe detalii despre sesiunea de examene de anul acesta o să ne dea doamna inspector general Ioana Neacșu. Bună dimineața! Vreau să vă întreb ce ar trebui să știe tăticul Răzvan despre sesiunea de examene de anul acesta. Bună dimineața! Așa cum spuneați, deja la această oră s-a încheiat accesul în săli a candidaților. Astăzi este prima probă, limba și literatura română. Joi, în data de 20, va fi proba de matematică, iar în 21, proba de limba și literatura maternă. Urmează, desigur, evaluarea lucrărilor scrise de către candidați. Afișarea rezultatelor se va face pe data de 25 până la ora 12. Între 12 și ora 20, în acea zi, se vor depune contestațiile pentru eventualii candidați care doresc să facă acest lucru. Ei trebuie să știe că se vor prezenta în centrele de examen împreună cu părinții sau tutorii legali și această evaluare a contestațiilor se va desfășura în următoarele 3 zile. Astfel încât în data de 29 vor fi afișate rezultatele finale la acest examen. Examen important pentru că, așa cum știm, media la evaluarea națională are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere. Ceilalți 20% ca pondere reprezintă media generală pentru clasele 5-8 pe care au obținut-o candidații. Există ceva schimbări anul acesta? Schimbările, în esență, nu sunt foarte mari. Eu aș vrea să precizez, fiindcă cred că este important să fie cunoscut de către candidați, faptul că este important să respecte toate regulile ce le-au fost precizate atât de profesorii dirigenți la clasă, cât și acum, în această dimineață, în urma instructajului în sălile de examen. Și anume, nu este permis accesul candidaților în sălile de examene cu niciun fel de obiecte personale, gen rucsac, bagaje, sacoșe. Ele trebuie lăsate în sala special destinată din centru de examen. Dacă ei refuză acest lucru, nu vor fi primiți în examen. Precizările metodologiei în acest sens sunt extrem de clare. De asemenea, nu au dreptul să pătrundă în sala de examen cu telefoane mobile sau orice mijloc de comunicare sau de calcul, mijloc tehnic de comunicare sau de calcul, cu cărți, manuale, dicționare, memoratoare, notițe, niciun fel de materiale care ar putea constitui o eventuală sursă de inspirație în timpul examenului. Vreau să vă precizez că tentativa de fraudă și, evident, frauda se sancționează în egală măsură, chiar dacă candidatul nu a folosit aceste mijloace de informare și de inspirație, să le spunem. În cazul în care sunt descoperite asupra lui, el va fi eliminat din examen și pe lucrare se va trece nota 1, ceea ce, desigur, nu este de dorit. Sperăm ca toți candidații să respecte aceste reguli, mai ales că toate cele 206 centre de examen care sunt organizate la nivelul capitalei au asigurată monitorizarea audio-video, atât a tuturor sălilor de examen, cât și a sălilor în care se va face evaluarea lucrărilor ulterior, precum și a sălilor în care se descarcă, se multiplică subiectele. Vă mulțumim tare, tare mult, doamna inspector. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi. Răzvan, baftă multă Iancăi, doamna Elena, baftă multă lui Andrei și tuturor elevilor de clasa 8-a care susțin examenele săptămâna aceasta. Pe curând! Da, mulțumim!